caracterizare ferepede a lui Traian Băsescu, oferit drept exemplu pentru restul politicienilor, e cel mai mare comunicator. Caracterizare ferepede a pentru fostul presubliniere-dinte, Traian Băsescu. Acesta este oferit drept exemplu pentru tuturor politicienilor autohtoni. Jurnalistul Lucian Mândruc îl laud pe actualul senator într-o postare pe Facebook, subliniere îi spune că Băsescu poate fi un exemplu de comunicare pentru toată lumea. Am stat în seara asta să-l vad pe Băsescu pe rezistentat. Am stat cap-coada, cam o oră și jumătate. Nu m-am putut dezlipi. E bun. Are ritm verbal, exprimare clară, fara fuga de idei. Cred că nici nu s-ar batori să în avans, dacă înțelegeți ce vreau să zic. Mai, e bun. Dacă trecutul lui n-ar fi fost de rechin undercover, o bază de operațiuni pentru tot felul de pestisori veninosisi cu priza la bugetul statului, aș fi zis că asta e omul care ne trebuie. Sigur, chiar el recunoaște că a uzat din punct de vedere al imaginii. A fost foarte sincer aici. Dar poate fi altceva, dacă nu om politic. Poate fi un model de exprimare a unor idei, de pasiune în slujba unor cauze. Chiar dacă în spate sunt câteodată multe ipocrizii, Băsescu rămâne cel mai mare comunicator pe care îl avem. Ceilalți ar trebui să vadă videoul din seara asta, e mai jos un pic la mine pe timeline, zisai si anotite. Ceilalți care vor si ei să fie alesi trebuie să se uite cum cucereste omul asta. Știu, e ceva nativ. Dar sunt și lucruri care se pot învăța. Și cel mai important și cel mai simplu, este acolo pentru dialog, inclusiv cu cei de care nu ți place. Este acolo să cuceresti. Nu este acolo să faci nimănui un serviciu. Din contra, noi toti, draga politicianule, îți facem serviciul să te ascultăm. Denotat, cei cu partide noi, vedeți cum se procedează când vrei să castigi și partea cealaltă a publicului, a scris Mândruc.